Magii în căutarea pruncului. Disciplina religie, cultul ortodox, clasa a patra. Una dintre sărbătorile importante închinate Mântuitorului este nașterea Domnului sau Crăciunul. Haideți să recapitulăm momentele importante premergătoare sau de dinaintea acestui eveniment. Într-o zi, în Nazaret, îngerul Gavril s-a arătat Fecioarei Maria pentru a-i vesti nașterea Domnului sau, altfel spus, pentru a-i aduce o veste bună. Ziua dedicată acestui eveniment se numește Buna Vestire. După aproximativ 9 luni, Iosif și Maria trebuie să plece către Betleem pentru că împăratul dăduse poruncă să se numere toți oamenii din imperiu. Pentru aceasta, oamenii mergeau în localitatea în care se născuseră. În Betleem, fiindcă veniseră mulți oameni, nu au mai găsit unde să stea și, în cele din urmă, au fost primiți într-o peșteră în care erau adăpostite animalele. Se spune despre acea peșteră că este peștera unde mai stătea și prorocul David, care avea să devină mai apoi rege. În timpul acesta în Persia, trei magi, Baltazar, Gaspar și Melchior, mari cunoscători ai stelelor, au observat o stea mare pe cer și s-au hotărât să plece după ea. Urmând steaua, au ajuns la Ierusalim, dar acolo steaua li s-a ascuns, pentru că nu știau locul nașterii, dar știau că se va naște un mare împărat, s-au dus la cel care conducea Ierusalimul, la Irod, și l-au întrebat: unde este împăratul iudeilor care s-a născut? Căci am văzut steaua lui la răsărit și am venit să ne închinăm lui. Acesta, uimit de cuvintele magilor, întreabă pe învățații lui, care i-au confirmat că în Vechiul Testament este prorocit că se va naște un mare împărat în Betleem. Așa că magii pleacă de la Irod către Betleem. După plecare, steaua din nou apare și îi va conduce către o peșteră din Betleem. În această peșteră se născuse Mântuitorul. Magii i-au adus daruri speciale: aur, smirnă și tămâie. Fiecare dar are câte un înțeles ascuns, adică o simbolistică. Citiți codurile pentru a afla despre daruri, apoi discutați cu profesorul vostru despre acestea. Sfântul Ioan Gură de Aur, numit așa pentru că știa să vorbească foarte frumos oamenilor, ne-a explicat că magii i s-au închinat și i-au adus daruri lipsite de toată greutatea legii iudaice, că nu i-au jertfit oi și viței, ci daruri care erau aproape de filozofia bisericii noastre, adică credință, ascultare și iubire. Ce învățăm de la magi? Învățăm să aducem darul lui Isus. Dar ce daruri putem să-i aducem noi? Credința noastră dreaptă și curată. Credința trebuie arătată prin fapte bune. Ce mai putem face? Rugăciune. Ne putem ruga pentru părinții noștri, pentru colegi, pentru toți semenii noștri. Dacă vrem să ne apropiem de Dumnezeu, să devenim oameni mai buni, trebuie să renunțăm la obiceiurile rele. Pornind de la exemplu de mai jos, menționați darurile pe care le putem aduce Mântuitorului. De exemplu, iertarea semenilor, putem să cântăm colinde. Dar ce mai învățăm de la magi? Învățăm pur și simplu să facem daruri unii altora. Aceste daruri trebuie făcute din iubire.
Uneori ducem daruri celor nevoiași, adică facem milostenie. Sau putem să ne rugăm pentru cei bolnavi sau în nevoi. Bineînțeles că putem să iertăm pe cei care ne-au greșit. Pornind de la exemplu de mai jos, menționați darurile pe care le putem aduce semenilor. O vorbă bună spusă unui coleg,